Dan Diaconescu a ieșit din închisoare cu un plan de răzbunare, susține Gigi Becali. Fostul patron al OTV își petrece primul weekend în libertate după 2 ani și jumătate de închisoare. Dan Diaconescu nu se mai poate bucura de averea pe care o avea înainte de a fi condamnat. Creditele luate de la bănci dau bătăi de cap chiar și acum în libertate. Instanțele i-au respins contestațiile la executările silite cerute de instanța de instituția care i-a oferit acele credite. Acum afaceristul poate pierde chiar și casa din primăverii în care locuiește. E și mult mai bun decât mine, dar totuși, ne găsindu-l pe Hristos, am dragoste. Dragostea nu te lasă să te răzbuni, dragostea nu te lasă să fii rău, dragostea nu te lasă să te bucuri de rău altuia. Doză de populism și atunci